Parcă are alt gust cafeaua atunci când mi-o beau cu voi. Bună dimineața, vă spun, dragilor, și bine v-am regăsit aici pe canalul meu. La mulți ani în noul an, să fie un an special, așa cum se și scrie 2020, să vi se întâmple numai lucruri frumoase și să avem sănătate, că asta este cel mai important. În acest video, așa cum spune și în titlu, o să vă vorbesc despre ultimele schimbări din viața noastră, ce am mai făcut, ce se mai întâmplă și cam care sunt planurile mele pentru acest an, cel puțin uitându-mă așa către următoarele luni. Și când spuneam că trebuie să începem anul cu sănătate și așa să ne țină tot anul, Doamne ajută, mă refeream și la faptul că noi am început cu stângul din punctul ăsta de vedere. Și anume, Andreas a făcut în primele zile ale anului varicelă. Suntem tare îngrijorați pentru că Maisa nu are nici măcar 3 luni și este periculos ca la vârsta aceasta să facă și ea această boală a copilăriei. De obicei ar trebui făcută după un an și maxim până în 10. Dinu a avut-o la 18 ani și n-a fost deloc plăcut. Sunt adulți care fac aceste boli și e mult mai urâtă desfășurarea bolii atunci când vârsta este înaintată. Dar la fel de periculos este atunci când ești într-o vârstă atât de crudă, precum se află Maisa acum. Noi sperăm să nu se fi contaminat și chiar dacă i-am ținut separați în această perioadă, Andreas în camera lui, Maisa în camera ei. Noi cumva am luat contact cu ambii, dar mai puțin. Eu m-am ocupat de Andreas, Dinu de Maisa. Am evitat să facem acest schimb ca să nu cumva să transferăm virusul. Multe dintre mămici mi-au scris pe Facebook și pe Instagram că este posibil să o fi contaminat înainte. Da, așa este, dar noi ne rugăm și sperăm să nu se fi întâmplat. Asta despre sănătate. În rest, planuri frumoase avem, pentru că urmează o lună februarie plină de lucruri drăguțe. În primul rând, sunt două evenimente importante, voi știți deja lucrurile acestea, ziua mea pe 15 februarie și ziua lui Andreas pe 21. Urmează să le serbăm, ca în fiecare an, cu câte o petrecere drăguță și mă ocup de organizare. Dar ce să vezi, în același timp, mă ocup și de organizarea botezului, care sperăm noi să aibă loc în martie, dacă reușim să punem la punct toate cele, dacă nu în aprilie. Oricum, în scurtă perioadă stabilim și data exactă ca să știm o treabă și să facem invitațiile. Asta în ceea ce privește petrecerea. Evenimentele vor avea loc în București, atât botezul cât și zilele de naștere, cu totul că botezul lui Andreea s-a avut loc la Mănăstirea Comana și la restaurantul de acolo, din pădurea Comana. Un loc absolut minunat, dar am învățat că este puțin cam departe pentru invitații noștri, nu de dus, cât de întors. După petrecere știți cum e dacă distanța e cam mare, așadar am ales de data aceasta o locație în mijlocul, în centrul Bucureștiului, dar o să vă vorbesc. În noul an mi-am propus să fac mai multe lucruri pentru mine. Două lucruri foarte importante pe care mi le doresc anul acesta sunt să slăbesc, și doi, să citesc mai mult. La începutul anului trecut mi-am făcut o listă de planuri, o listă de dorințe, o listă cu ceea ce îmi doream să fac în 2019 și nu am reușit să fac mai nimic din ce mi-am propus, pentru că Dumnezeu a avut alt plan cu mine și anume de a ne trimite pe Maisa în viața noastră și atunci lista mea s-a dat peste cap total. Anul acesta n-am mai îndrăznit să îmi plănuiesc atât de multe lucruri, pentru că oricum avem un destin și trebuie cumva să privim din aproape în aproape, nu să ne plănuim lucruri pe o lungă durată, pe distanță mare. Trebuie să mergem așa, încet, pas cu pas. Și atunci, în ceea ce mă privește, ceea ce aș vrea să fac eu pentru mine, este să slăbesc. Îmi doresc să scap de kilogramele în plus, pentru că în sarcină am luat undeva în jur de, mă rog, 8 kg am avut cam cu 3 săptămâni înainte să nasc, 8 kg în plus. Cu siguranță până să nasc am luat 10 în total, ca să mai adaug câteva. Nu m-am cântărit în ultima zi de sarcină, dar acolo undeva. 10 kg pe care le-am păstrat, din păcate. Nu sunt multe, dar știți cum e, după naștere ar trebui să dai kilogramele jos, măcar
sarcina în sine, lichidul menținut în perioada respectivă, kilogramele bebelușului și așa mai departe. Lucru care la mine s-a întâmplat imediat în acele zile după naștere, dar apoi am repus aceste kilograme pe mine, pentru că alăptând și fiind obosită, trezindu-mă noaptea cu Maisa, toată perioada asta de agitație și de acomodare, m-a făcut să mănânc la fel de mult ca și în sarcină, dar n-am mai consumat și bebe. Totul s-a depus la mine. Voiam să mănânc și eram stresată să mănânc cât mai mult și cât mai diversificat, la orice oră, orice lucru, ca să pot să produc lapte și să eram stresată de lucrul acesta, să am lapte, să am lapte, să o pot alăpta pe Maisa. Lucru care s-a întâmplat doar o lună și jumătate, în timp în care am îngrășat. Am ajuns la 70 de kilograme înapoi, kilograme pe care le-am avut în timpul sarcinii și acum sunt distribuite altfel, pentru că nu mai este burtica în față, s-a distribuit pe laterale și pe abdomen, a rămas grăsime. Sunt lucruri pe care vreau să le schimb la mine, de aceea am hotărât să încep o dietă. Eu diete n-am mai ținut așa ca la carte, cum scrie pe internet. Am ținut diete în sensul în care renunțasem la pâine, dulciuri făinoase, sucuri acidulate, pentru că singura băutură pe care o beau este Coca-Cola. Și nu fac reclamă, dar altceva nu-mi face plăcere neapărat să beau la o petrecere ocazional. În casă nu țin, nu consum așa zilnic. Prefer să beau un cappuccino, să-mi fac un ceai, să beau apă, pur și simplu, dacă mi-este sete. Dar atunci când ieșeam în oraș sau mergeam la cineva în vizită sau venea cineva la noi, beam această băutură în cantități destul de mari. Lucrul acesta s-a văzut și pe pielea mea și nu-mi face bine. Cert este că renunțam la toate aceste produse, zahăr, pentru că sunt o iubitoare de dulce. Și cam asta, în asta constau dietele mele de-a lungul timpului. Acum m-am hotărât să țin această dietă, dieta Rina. Știu că la un moment dat am mai ținut o dată sau de două ori acea dietă de detoxifiere, dieta Oșava. N-a funcționat la mine decât vreo 10 zile maximum, în care m-am chinuit teribil, în care m-am înfometat foarte mult și în care mi-am dat organismul peste cap. Într-adevăr, am slăbit gen 3 kg, nu era mare lucru, dar cred că aș fi reușit să dau aceste kilograme jos și dacă țineam o dietă în care să am grijă ce să mănânc, pur și simplu, și în care să am mai multă ordine. Am ales această dietă, dieta Rina, pentru că este o dietă care nu te înfometează, este o dietă care, de fapt, pune ordine în alimentația ta, nu te frustrează, așa consider eu, și se pare că la mine de o săptămână funcționează, adică am început această dietă pe data de 2. În ce constă, o să vă spun repede, nu o să fac vlogul acesta doar pentru dieta pe care o țin. Este o dietă despre care găsiți foarte multe informații pe internet, acolo m-am documentat și eu, am intrat și în niște grupuri pe Facebook cu fete care țin această dietă, care o țin de mult timp, care au experiență, care mă ajută cu sfaturi, cu idei de meniuri, ceea ce aș putea să mănânc și care mă învață exact cum ar trebui să o țin. Ideea este că aveți 4 mari reguli de bază și anume 4 zile diferite în care mâncăm alimente disociate. Mâncăm într-o zi proteină, într-o zi amidon, într-o zi carbohidrat și într-o zi vitamine. Aceste 4 zile se tot repetă, în a 28-a zi se bea numai apă și apoi reiei dieta încă 28 de zile și tot așa timp de 3 luni ar trebui dacă te ține. Dar cumva ar trebui să fie o ordine pe care trebuie să o păstrăm tot timpul. Cred că asta e cea mai mare greșeală noastră, că asociem alimentele în asemenea fel. De exemplu, mie îmi place foarte mult să mănânc paste cu carne, ceea ce nu este ok, să amesteci carbohidrații cu proteina, sau, mă rog, alte combinații de acest gen pe care n-ar trebui să le facem. Cum ar fi, nu știu, friptura cu cartofi, clasica în plongură, clasica combinație și greșeală pe care noi o facem de fiecare dată, cumva la fiecare masă, atunci când introducem grătar sau friptură. Și atunci am preferat această dietă, cu totul că nu este pe placul meu, îmi plac combinațiile și de data aceasta trebuie să am grijă ce fel de combinații fac. Am respectat până acum
ce am găsit scris pe internet despre această dietă și ce pot să vă spun este că mă simt foarte bine. Pentru mine este foarte ciudat să consum fructe în fiecare dimineață, pentru că da, indiferent ce ai de mâncat în acea zi, că este zi de proteină, că e zi de carbohidrați, trebuie să respecti chestia asta, și anume, în fiecare dimineață mănânci doar fructe. Sau doar un fruct ar trebui, dar eu combin două sau trei fructe într-o cantitate mică, într-un castronel, gen o cantitate cât să-mi încapă într-un pumn. Beau o cafea, pe care o beau astăzi puțin mai târziu împreună cu voi, pentru că am avut o emisiune, de aceea sunt și machiată în acest fel, mai încărcat mă refer. Beau o cafea, mănânc fructele, asta până în ora 12, după care 2 ore pauză până la prânz. Ce mănânc la prânz, mănânc și la cină, dar în cantitate pe jumătate. Detaliile astea le găsiți, vi le-am zis și eu în mare. Dacă sunt fete care țin această dietă, aștept să-mi scrie. Dacă aveți alte sfaturi, aștept să-mi le lăsați în comentarii, chiar sunt curioasă. Și vom ține legătura zilnică pe Instagram și pe Facebook, pe paginile mele, Dea Maxer, mă găsiți acolo. Vă spuneam la început că propunerile mele pentru mine sunt să slăbesc și să citesc mai mult. De aceea, la început de an, începutul de an, m-a găsit în casă cu foarte multe cărți noi pe care mi le-am achiziționat înainte de Crăciun. Vi le arăt imediat. Sunt niște cărți pe care le-am achiziționat de la Stylist. Găsiți mai multe informații despre ei pe internet. Am foarte multe romane, în mare parte sunt de dragoste, îmi plac lecturile simple sau ușor de parcurs, pentru că în perioada aceasta mi este foarte greu să mă focusez pe cărți, pe lecturi grele, pentru că, în primul rând, nu am timp, citesc greu, citesc puțin, citesc câte, nu știu, 10 pagini într-o seară, având în vedere că înainte citeam o carte într-o seară, în câteva ore, pentru că aveam timp, însă acum Maisa, din 10 în 10 minute vrea în brațe, trebuie să o schimb, trebuie să o hrănesc, trebuie să mă ocup de ea și trebuie să mă mai și odihnesc. Am început cu seria de cele 3 cărți prenupțial, scrise de Delia Moretti. Prima, volumul 1, este la mine pe noptieră, de aceea nu l-am mai coborât. Volumul 1 se numește Formarea unui întreg. Voi continua cu cele 2, Răsturnări de situație și Totul va fi bine. Mi-au plăcut foarte mult coperțile și titlurile cărții, cumva îmi reprezintă ideea de familie. Apropo de formarea unui întreg, numele primului volum. Și sunt tare curioasă ce se va întâmpla în continuare, dar mai am un tank imens de cărți. Acesta este. Sper să apuc să-l citesc pe tot până după ziua mea, zic eu. Am cărți scrise de Ivo Dima, mai am aici George Lazar, Panglica timpului. Îmi place foarte mult, dar nu vă spun mai multe detalii, vă las să o cumpărați. Am citit multe lucruri despre ea și review-uri pe internet. Pictează-mă în culori indiene, îmi doresc tare mult să ajung în India, iar coperta cărții a fost foarte atent aleasă de către Diana Păslaru, sau Diana, nu știu exact, este scris cu Y. Îmi place foarte mult această carte, despre care am citit foarte multe lucruri și pe care am apucat să o răsfăiesc puțin, dar nu foarte mult încât să-i fac un review, este scrisă de un psiholog și anume Ani Cășărică. Aici sunt poezii. Asta o să-i dau lui Dinu să o citească mai întâi. Și ăsta e volumul 5 din Ivo Dima. Ideea este că până acum am avut foarte multe cărți de parenting, pentru că Andreea s-a înaintat în vârstă și am întâmpinat niște probleme de personalitate cu el și atunci multe dintre cărțile pe care le-am achiziționat sunt pe ideea cum să fii părintele perfect și cum să abordezi situațiile cu copilul tău. Și pentru momentele de relaxare am ales aceste cărți pe care, de ce nu, vi le recomand și vouă. Un lucru pe care l-am mai făcut la finalul anului 2019... pentru anul 2020 a fost să achiziționez bilete pentru noi patru, în ideea primei vacanțe în patru. Maisa va avea, cred că, undeva la 8 luni când vom pleca. Este o vacanță ce va avea loc în luna iunie, într-un resort din Turcia. Am plecat cu Andreas când avea 8 luni, în prima vacanță, într-un resort
tot din Turcia, am eu o stațiune preferată acolo și consider că este cea mai bună locație pentru familiile cu copii, încât să avem totul, știți cum e, pe ideea de all inclusive, să avem totul la îndemână, să fie cu mare, cu soare și sper eu cu relaxare. A fost o vacanță reușită atunci cu Andreea, o vacanță a noastră în trei, iar acum avem curajul să plecăm cu cei doi copii, cu Maisa care va avea atunci aproape 8 luni, 7 luni și ceva. Abia aștept. Deja mai sare hăinuțe pentru acea perioadă achiziționate pentru vacanță. Nu știu dacă noi suntem pregătiți, în schimb ea este pregătită, trebuie să-i mai facem pașaportul și să așteptăm să vină luna iunie și căldura. Am făcut și ceva schimbări în casă pentru noul an, pentru că Andreea se împlinește acum în februarie 9 ani și a dorit un lucru foarte mult, și anume să-i redecorăm camera. El avea o cameră decorată în stil Cars, știți tematica, cu mașinile Cars, Fulger McQueen, mobilă pe care a avut-o în vechiul apartament și acum 2 ani când ne-am mutat aici. Se fac 3 ani anul ăsta. Acum 3 ani când ne-am mutat aici de Paște, am venit cu mobila din apartamentul vechi, mobila lui. A fost singurul lucru pe care noi l-am luat de acolo. În rest am redecorat aici, am făcut de la început totul, absolut, din punct de vedere al mobilei, al electrocasnicelor și așa mai departe. Mobila lui a fost singura pe care am păstrat-o și acum a venit timpul să o schimbăm. Ne-a spus că își dorește să aibă o cameră de băiat mare, asta însemna să nu mai aibă tematică. Și am ales o mobilă simplă, alb cu bleu, îl reprezintă. Îi place această culoare, mai ales că are ochii albaștri și e fascinat de lucrul acesta. A participat foarte mult în redecorarea camerei lui și a ales mobila, și-a ales ideea de mobilă și stilul în care să fie executată de atelier. Așadar, vă las aici câteva imagini să vedeți cam cum arată mobila lui și de unde am achiziționat-o. Multe schimbări în casă au fost și în ceea ce mă privește, pentru că Maisa venind în dormitorul nostru, am încercat să păstrăm cel de-al treilea dormitor ca fiind studioul muzical al lui Dinu și camera noastră de serviciu în care mai calc rufe și mai fac una alta. Având în vedere că ea a intrat în dormitorul nostru și am vrut să fie dormitorul ei până când va mai crește, evident că eu am cam ieșit din dormitor cu niște lucruri, adică masa de toaletă, masa de machiaj, haine și așa mai departe, toate s-au mutat pe holul de trecere între dormitoare, acolo unde mi-am amenajat o masă de machiaj, despre care sper să vă fac un video, nu? Într-un vlog viitor, dacă vă doriți, asta evident. Și dacă tot vă vorbesc de Maisa și îmi puneți atâtea întrebări legate de ea, aș vrea să vă vorbesc puțin și despre programul pe care îl are în ultimul timp și cum ne descurcăm, cum facem față. În primul rând, nu avem pe nimeni care să ne ajute pe perioada zilei sau zi de zi. Pur și simplu ne descurcăm noi doi. Am declarat lucrul acesta și într-o emisiune, că eu am făcut copiii pentru mine. Pentru noi, adică să-i creștem noi, să ne implicăm în creșterea lor și, mulțumesc lui Dumnezeu, jobul ne permite acest lucru pentru că nu suntem zilnic la serviciu într-un program ca toată lumea, adică de dimineață până seara. Evenimentele noastre sunt în weekend și rare ori. Asta înseamnă că am foarte mult timp la dispoziție să mă ocup de copiii mei. Nu aș vedea rostul unei bone în casă cu noi cu care să împart aceste sarcini. Le împart cu Dinu pentru că suntem zilnic acasă împreună. De aici gestionăm evenimentele, de aici ținem legătura cu voi și treburile ni le facem printre picături. Am intrat într-o rutină zilnică cu cei doi copii. Andreas în perioada școlii merge la școală până la prânz, apoi merge la after până la ora 18, timp în care noi suntem cu Maisa acasă, îi facem programul de zi cu zi, ieșim cu ea afară, mergem la cumpărături, gătim, facem ordine, ne jucăm cu ea, mai trimitem un mail, mai citim una alta pe internet, mai filmez un vlog pentru voi și tot așa. În momentul în care avem un eveniment, cum a fost, de exemplu, în seara de Revelion, când am fost plecați la Craiova, unde am prezentat un eveniment și am cântat toată seara alături de Dinu,
Am lăsat copiii la cumnata mea, la Simona, la fratele lui Dinu și la soția lui. S-a întâmplat ca mama să vină să ne ajute pentru câteva ore sau poate chiar să rămână aici peste noapte când am avut un eveniment în București. A trebuit să fim prezenți la un eveniment public, monden sau am avut noi o cântare, o nuntă de prezentat sau ceva de genul acesta. Apelăm la bunici atunci când este cazul, apelez la cumnata mea atunci când este cazul, ea va fi și una dintre nașele Maisei și atunci îi am pe ei ca oameni de bază atunci când este necesar și le mulțumesc mult dacă vor urmări videoul ăsta. Oricum le mulțumesc de fiecare dată pentru că îi iubesc atât de mult pe Maisa și pe Andreas și au grijă de ei. Pe Maisa m-a alăptat o lună și jumătate. Din păcate, oricâte eforturi am făcut eu, oricât de bine m-am alimentat, oricâte ceaiuri am băut sau cât de mult am stimulat lactația, n-am reușit să am lapte mai mult de o lună și jumătate, așa că am trecut pe lapte praf. Folosesc mai multe tipuri de biberoane, folosesc și de la Aven, și de la Tommy Type, și de la Kiko. Am biberoane de la Spectra, mi-au rămas de la pompa electrică de mulți pe care am avut-o și pe care, apropo, vi-o recomand. A fost senzațională și m-a ajutat maxim pentru că Maisa nu a supt așa cum trebuia să se hrănească și atunci am folosit pompa de mulți pentru a o hrăni tot la biberon. De aceea nu vă pot recomanda un biberon anume. Folosiți ceea ce considerați, ea bea din toate. Eu nu văd nicio diferență pe cuvânt în a înghiți aer sau știți voi, ideea cu biberoanele și cu colicii, n-am văzut nicio legătură în sensul acesta. Apropo de colici, nu pot să spun că am trecut prin perioadă de colici cu ea, dar a avut ceva dureri de burtă, ceva gaze, dar nu atât de rău, așa cum am avut experiența cu Andreas. Cu toate astea, i-am administrat Espumisan și Colief, dacă mi-aduc bine aminte, produse pe care nu i le mai administrez, pentru că acum s-a reglat cu toate și este mult mai ok. Legat de somn, a avut seri în care a dormit de la, nu știu, 12 noaptea până la 8 dimineața sau de la 2 noaptea până la 6-8 dimineața, dar în ultimele zile se trezește mai des să mănânce. Cred că este vorba de perioada aceea de la 3 luni, puseul acela de creștere despre care tot se vorbește că este din 3 luni, se trezește mai des. Este foame mai des, mănâncă undeva la 90 sau 120 maxim de mililitri la 3 ore, să spun așa. Iar pe parcursul zilei are momente când mănâncă și 60 de mililitri la o masă și doarme doar 30 sau 40 de minute legat într-o serie de somn, pentru că în rest adorme 10 minute, se trezește, se mai joacă, iar mănâncă, este destul de activă. Băiță îi facem în fiecare seară, iubește apa, adoră să facă baie, îi fac baie împreună cu Dinu de fiecare dată. Nu știu dacă să vă vorbesc aici despre produsele de îngrijire sau n-aș vrea să intru în detalii de genul acesta. În schimb, vreau să vă spun că, probabil știți de pe pagina de Instagram, folosesc pentru ea scutecele Huggies, scutece pe care le-am folosit și la Andreas și cu care mă înțeleg de minune. Am vrut să vă dau câteva detalii despre ce se întâmplă în 2020, cam ce mai facem noi în ultimul timp. Am vrut să am ocazia să vă spun la mulți ani și să aveți un an bun, așa cum v-am spus la începutul clipului, așa vă spun și acum, ca să-l închei în această notă frumoasă și pozitivă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și de data asta, vă mulțumesc că am trecut de numărul de 20.000 aici pe canalul de YouTube. Suntem, cred că, 22.000. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Aștept comentariile voastre în continuare și pentru a ține o legătură mai strânsă, vă aștept și pe pagina de Instagram și de Facebook, acolo unde postez mult mai des. Vă pup, pe data viitoare!